Astăzi, 20.05.2017, un mesaj al meu pentru toate ființele, pentru toți oamenii și toate energiile. Vreau să vă anunț că dacă voi avea noua religie a iluminării, vreau ca să vedeți cum va fi noua rugăciune Tatăl nostru pentru toți enoriașii care vor fi în religia iluminării și echilibrului. Dumnezeule al Universului, Cosmosul și Macrocosmosului, sau Sfântă Treime, Tată Ceresc, Iisus Fiul și Sfântul Duh, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământuri. Iluminează mie Bogdanii Viorel și la toți oamenii, la toate ființele și la toate energiile de pe planeta Vio-Pământ, din Univers, Cosmos și Macrocosmos, cu puterea Ta și lumina Ta, universală, cosmică și macrocosmică, spiritul, sufletul și trupul fizic. Și dă-mi mie Bogdanii Viorel și la toți oamenii, la toate ființele și la toate energiile, de pe planeta Vio, din Univers, Cosmos și Macrocosmos, multă sănătate, multă lumină universală, cosmică și macrocosmică, o viață lungă și să fim nemuritori, multă fericire și te rog, Dumnezeule al Universului, Cosmosului, Macrocosmosului sau Sfântă Treime, ține departe de mine Bogdanii Viorel, de pe planeta Vio din România, Muncii Slobozia, județul Ialomița, orice om, orice ființă sau orice energie de pe planeta Vio, din Univers, Cosmos și Macrocosmos, ce-mi dorește mie răul. Mulțumesc, Dumnezeule al Universului, al Cosmosului și Macrocosmosului, sau Sfântă Treime, Tată Ceresc, Iisus Fiul și Sfântul Duh, pentru tot ajutorul pe care mi-l dăruiți mie, Bogdanii Viorel. Recunosc că a Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui Ceresc, a lui Iisus Fiul și a Sfântului Duh. Mer ca Bach, mer ca Bach, mer ca Bach, mer ca Bach, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, aum aum, aum. Această nouă rugăciune a Tatăl nostru este pentru toți enoriașii care vor fi a religiei iluminării și echilibrului, care vor crede în puterea mea și Bogdanii Viorel, omul religiei iluminării și echilibrului, și în puterea lui Dumnezeu al Universului, al Cosmosului și al Macrocosmosului, sau Sfânta Treime. Tatăl Ceresc, Iisus Fiul și Sfântul Duh. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă doresc o zi bună, să fiți fericiți și sănătoși.